poate este lucrul despre care aș vrea să vă vorbesc, este poate cel mai greu lucru pe care s-ar putea întâmpla în viețile noastre. Și anume, este vorba despre suferință. Spun lucrul acesta că este neplăcut, deoarece nu cred că, chiar nu cred că îi place nimănui să treacă prin suferință. Este vreunul care poate să zică abia așteaptă suferința, abia așteaptă să primească necaz în viața lui. Nu cred că este niciunul, așa-i? Și stau și mă gândesc că lucrul acesta este contrar voii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea să avem o astfel de atitudine, așa încât să nu dorim suferința în viața noastră. Suferința a apărut în viața omului odată cu păcatul, cum bine știți. Suferința apărută în lume are diverse forme și poate fi de la o boală care nu neapărat să aibă o durere propriu în trup, ci poate să fie o boală care să nu simți durere, dar care să te consume. Poate să fie durere propriu-zisă în viața noastră. Lucru care de multe ori ne îngrijorează. Poate să fie o pierdere. Fie ea materială, fie ea din punct de vedere al celor dragi. Și la un moment dat Domnul Iisus chiar spunea voi trebuie să fiți gata să lăsați, dacă este nevoie, mama, tata, frați, surori. Și Dumnezeu se referă la lucrul, când spunea Domnul Iisus lucrul acesta, se referia în contextul în care ei n-ar fi gata să te lasă să te pocăiești. Ei n-ar fi gata să te lasă să te apropii de Dumnezeu. Și Domnul Iisus le spunea lucrul acesta și spunea, voi trebuie să fiți gata, să lăsați totul. Este greu, este și aceasta o suferință. Se pierzi, fie că îi pierzi fizic, fie că îi pierzi și nu-i mai ai de partea ta. Dar Dumnezeu este acela care nu ne-a promis o cale fără suferință și fără probleme. Dumnezeu este acela care, însuși Domnul Iisus, când ne-a chemat, amintiți-vă că spunea în felul următor. Lepădare de sine, ia-ți crucea și urmează. Asta este calea pe care Dumnezeu ne-a trasat-o. Odată cu suferințele cei drept, avem parte și de mânghiere, așa cum spunea Apostolul Pavel. Și mânghierile acestea, Dumnezeu ni le dă ca să putem mânghia la rândul nostru pe alții. Noi suntem la rândul nostru mânghiați prin alții. Dumnezeu este acela care toate lucrurile aș vrea să... Primul lucru pe care eu aș vrea să-l avem bine întipăriți în minte este faptul că nicio suferință nu este scăpată de sub controlul lui Dumnezeu. Nicio suferință nu este scăpată de sub controlul lui Dumnezeu. Și dacă vom privi puțin în Isaia, în capitolul 45, cu versetul 7 spunea Dumnezeu prin Isaia: eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau o propășire și eu aduc restriștia. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Cei drept, Satan este cel care produce suferință în viața noastră și Dumnezeu este acela care pentru o anumită perioadă poate să îngăduie suferința în viața noastră. Dar priviți, eu dau propășire și eu aduc restriștia. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Și însuși Domnul Iisus certifica sau confirma lucrul acesta în rugăciunea pe care o avea în Ghețimani. Și spunea, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși nu voia mea, ci voia ta. Vedem că până și în suferință este de fapt voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne place să credem în lucrul acesta. Sau poate n-am vrea să fie așa. N-am vrea să trecem, cred că niciunul prin suferință, cum spuneam. Am vrea ca totul să fie roz. Totul să fie atât de frumos încât să ajungi în cer pe flori, așa cum spunea și cântarea, versul acelei cântări. Dar cântarea spunea că în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața și-au dat. De multe ori suferința în viața noastră poate să ia forma unei prigoane,
Și prigoană, noi am spune că poate noi ne gândim la prigoanele care erau pe vremea Domnului Iisus, pe vremea ucenicilor, în care ucenicii trebuiau să fugă din cetate în cetate, astfel încât să se ascundă, deoarece oamenii căutau propriu să-i omoare. Dar într-o vreme ca și aceasta, prigoana nu-i neapărat să ia o formă din aceasta. Așa încât noi să fugim, să ne scăpăm viața. Dar prigoana poate să ia o formă de marginalizare, o formă de a fi puși deoparte, oamenii să te batjocorească, oamenii să-și bată propriu zis joc de tine că și tu ești pocăit. Și stau și mă întreb, oare aceasta este o suferință? Nu este o durere în trup, dar este o suferință lăuntrică. Dar tot o suferință este. Și stau și mă întreb, și stau și te întreb, cum privești suferința în viața ta? Dumnezeu, când aduce suferința în viața noastră, să știți că nu vine fără scop. Dumnezeu are un scop bine definit pentru a aduce suferința în viața noastră. Are un motiv. Și dacă vom privi în Sfânta Scriptură, am observat două din motivele pentru care Dumnezeu aduce suferința în viața omului. Un prim motiv care nu ne place, dar este benefic și de folos, este motivul disciplinării. Dumnezeu aduce suferința în viața noastră pentru a ne disciplina. Și avem un exemplu în Sfânta Scriptură în care spune în Corint, era vorba despre un om cu moravuri ușoare. Un curvar. Și pe lângă că a făcut toate aceste lucruri pe care le-a făcut, el a început să se fălească. Și ei începeau să se fălească cu astfel de lucruri. Și Apostolul Pavel spune în felul următor. Pentru el, trebuie să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, dar ca să fie mântuit sufletul. De multe ori Dumnezeu îngăduie în viața noastră suferință pentru a fi disciplinați. Și chiar un exemplu din viața mea, de care... Așa cum spunea la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, că odată ce te întorci la Dumnezeu, sunt multe lucruri în viața noastră pe care efectiv le vezi ca o rușine. Te uiți în spate, te uiți la ce ai făcut și vezi într-adevăr cât sunt de rușinoase. Și a fost un moment în viața mea, în adolescența mea, în jurul 14-15 ani, când duhul acesta al pornografiei, aș putea spune, și asta este cel mai potrivit cuvânt, mă cuprinsese și pe mine. Și mă uitam și eu la lucruri care nu-i făceau cinste lui Dumnezeu. Și știam în mintea mea că nu este bine să fac lucrul acesta. Și chiar dacă mie nu-mi plăcea, eu sincer să vă spun, eu până la vârsta aceea, eu spuneam, abia aștept să plec de acasă. Și după ce plec de acasă, ziceam, nu mai dau veci pe la biserică. Nu-mi plăcea deloc. Până când Dumnezeu nu mi-a schimbat inima. Și fiind cuprins de aceste lucruri, se întâmpla, totuși aveam în mintea mea lucrul acesta bun. Și anume, mă condamnam pentru lucrul acesta. Știam că nu este plăcut lui Dumnezeu și că nu este voia lui Dumnezeu să fac astfel de lucruri. Și s-a întâmplat că am făcut odată și în mintea mea mi-a părut rău. Și am venit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog să mă ierți. Știu că poți să mă ierți. Am zis, Doamne, nu mai fac lucrul acesta. Și n-a trecut luni de zile și n-a trecut chiar luni de zile. Au trecut, nu știu, o perioadă nu foarte lungă și iar s-a întâmplat lucrul acesta. Și în mintea mea din nou am început să mă condamn și am zis, Doamne, vin înaintea Ta cu umilință de data aceasta și te rog să mă ierți. Știu, Doamne, că și Tu poți să mă ierți. Și am zis, Doamne, nu o să mai fac lucrul acesta. N-a trecut o foarte lungă perioadă, din nou am căzut în același lucru. Și când am făcut și a treia, și a patra oară, deja am zis, Doamne, nici nu, mi-e rușine, nu mă iei, nici nu vreau să-mi cer iertare, că știu că nu mă iert, spuneam eu în mintea mea. Și mi-așteptam o sândă din partea lui Dumnezeu, mi-așteptam pedeapsa. Știam că Dumnezeu este cel care și pedepsește păcatul. Și a venit o zi, nu la foarte, foarte mare distanță,
Noi, era chiar vară, noi trebuia să plecăm cu copiii, trebuia să plecăm în tabără, în acea tabără Mia. Și vineri, într-o zi de vineri, am fost împreună cu copiii fratelui Pavel, ne-am dus la termal, la baie. Și eu făceam pe atunci, pe acea vreme, făceam tot felul de sporturi extreme. M-am pus în marginea bazinului și mă aruncam pe spate și cădeam în apă, în picioare. Lucrul acesta s-a întâmplat odată, iar a doua oară am avut o teamă. Nu știu de ce. Dar ulterior am realizat. Când am sărit a doua oară, am picat cu ambele tibii, cu picioarele, tibii amândouă pe marginea bazinului și am căzut direct în apă. Am avut gaură până la os. Când am ieșit din apă, picioarele mi erau în stare de șoc și nu simțeam mare lucru. O picătură, două de sânge, dar îmi vedeam os. Și cei care m-au văzut au rămas șocați. Au zis, mai puțin aveai și dădeai cu capul. Și când m-au văzut, au rămas îngroziți de lucru care s-a întâmplat. Și totuși în inima mea n-am fost deloc supărat pe Dumnezeu. Eu știam și eram convins de faptul că acest lucru s-a întâmplat în viața mea din pricina lucrurilor pe care eu le-am făcut. Și Dumnezeu a fost drept în judecata și în hotărârea Lui. Am suferit prin faptul că eu luni am plecat într-adevăr în tabără. Toți copiii se jucau și eu stăteau pe margine și mă uitam la ei cum se joacă. Și totuși în inima mea am zis, Doamne, îți mulțumesc că a fost atât. Puteam să-mi rup picioarele amândouă. Și totuși Dumnezeu nu a îngăduit mai mult decât eu, poate mi-aș fi dorit. Mai puțin de atât, nici nu știam ce să-mi doresc. Și totuși Dumnezeu a folosit suferința în viața mea și pentru a mă disciplina. Un alt motiv pentru care Dumnezeu folosește suferința în viața omului, pe lângă a ne disciplina, Dumnezeu folosește suferința în viața omului pentru a ne curăți sau a ne desăvârși cât în măsura în care se poate în trupul acesta, așa cum amintea fratele Dani, desăvârșirea deplină va fi doar acolo. Dar Dumnezeu folosește suferința în viața omului de multe ori pentru a ne desăvârși în ceea ce se poate trupește sau pământesc. La un moment dat, chiar Domnul Iisus dă o pildă și spune așa: mlădița care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Stăm și ne întrebăm, oare este firesc? Sau ni se pare un lucru normal ca noi, dacă totuși căutăm în viața noastră să facem voia lui Dumnezeu, să mai vine și suferință în viața noastră? Dar Dumnezeu, să știți, că are în vedere o desăvârșire. Noi poate până la momentul acesta am spune că suntem bine. Dar în viața noastră, fără să realizăm, sunt multe situații în care noi ne vedem neputincioși. Și mă refer aici la, poate, vorbire de rău, mă refer la clevetire, la mânie, în cazul meu, cum v-am mai spus de atâtea ori, că sunt situații în care mă lupt cu acest duh de mânie. Și multe alte situații care fiecare dintre noi le știm în viața noastră. Fie că le facem mai frecvent, fie că ne stăpânim să le facem, în viața noastră sunt lupte pentru a ajunge la o desăvârșire pe care o dorește Dumnezeu. Și un exemplu pe care de asemenea îl avem în Scriptură este Apostolul Pavel. La un moment dat Apostolul Pavel spunea în felul următor, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12 cu versetul 10, dacă nu mă înșel. Da. Spunea el în felul următor: de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Priviți un om care privea cu bucurie suferința în viața lui și spunea că eu simt plăcere în toate aceste lucruri. Așa e că este neobișnuit pentru noi. Care dintre noi poate să spună că acest om simt plăcere când trec prin suferințe? Chiar ascultam o mărturie a fratelui Nelu Brie și
spunea la un moment dat, toți, cred că am vrea să avem experiențe minunate, nemaipomenite, mari cu Dumnezeu. Și spunea că aceste experiențe mari cu Dumnezeu, de cele mai multe ori, nu sunt așa de simple. Experiențele mari vin în urma încercărilor grele în viața noastră. Și amintea el o situație în care Dumnezeu îi pregătise să meargă prin America și prin Canada să facă o lucrare pentru slava numelui lui Dumnezeu. Și spunea că el a avut, chiar a fost un timp minunat în care Dumnezeu i-a dat o izbândă, i-a dat un timp minunat cu Dumnezeu. A plecat din America, s-a dus în Canada și din Canada urma să plece spre, spre România. Când a ajuns la aeroport, i-a anunțat prin mijloacele prin care ei anunță lucrul acesta, că avionul va avea o întârziere de 10 ore. Și se gândea el, na, nu e nicio problemă. Și a pregătit el în mintea lui un plan să se pună să citească, să studieze. Și stătea stând el pe bancă, a început efectiv să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, să citească. Și la un moment dat, i s-a făcut foame. S-a dus ducându-se spre un ghișeu de unde avea să-și cumpere de mâncare. Se uita el și și-a ales ceea ce vrea el să mănânce. Și spunea, am început să pun mâna pe buzunar, să scot portofelul. Și când a pus mâna pe buzunar, surpriză. Nu mai era portofelul. Și a început să se caute peste tot. Nu-i portofelul. Spunea el, instant, mi-a dispărut foame. Spunea el, nu era problemă doar de bani. Problema era că în portofelul acela bine împachetat, aveam și biletul de plecare și pașaportul. Spunea el, ce să fac acum? Să mă întorc? Nu pot că nu mai am nici pașaport. Să plec? Nu pot că nu mai am bilet. Ce o să fac? A început el să caute prin bagaje, să refacă trasee. Nimic. S-a dus, s-a anunțat că și-a pierdut portofelul. Nimic. Frământat, stând și, și gândindu-se el oare ce să fac. La un moment dat se gândea, măi, cumva tot trebuie să ajung acasă. Fie, nu știu ce o fi, cum o fi, dar cumva tot o să ajung eu acasă. Și stând el, stând, deja lumea a început să se îmbarce în avion. A început să se pregătească pentru îmbarcarea în avion. Și el deja, stând și gândindu-se, oare ce fac. La un moment dat, s-a pus, s-a rugat și a zis, Doamne, eu am avut o lucrare frumoasă. Peste tot unde am fost, Doamne, am fost chiar o lucrare frumoasă și lucrul acesta care s-a întâmplat acum, știu că nu este de la tine, este de la diavolul. Eu mă voi uita, spunea el, peste mulțime și te rog tu să-mi arăți, să-mi îndrepți privirea spre omul acela care portofelul meu este la el. Te rog lucrul acesta. Și spunea că s-a uitat peste mulțime și s-a oprit ochii spre un chinez. S-a dus la acel chinez și l-a întrebat dacă nu cumva a văzut un portofel. Chinezul s-a uitat surprins la el și a zis, incredibil. Și a pus mâna pe un buzunar și a scos și a dat portofelul. Și bucuros a intrat în avion și când a intrat în avion spunea că dintr-o dată l-a umplut o bucurie și o teamă, deoarece a văzut o minune săvârșită de Dumnezeu. Experiențele mari în viața noastră, într-adevăr, sunt urmate poate de încercări dificile. Cum spuneam, o încercare în viața omului nu trebuie să fie neapărat o suferință. Poate să fie o încercare efectiv care să-ți aducă o neliniște de zile mari, am spune noi. Dar întrebarea este, deci noi vedem că într-adevăr suferința, chiar dacă nouă nu ne place să credem lucrul acesta, Cuvântul lui Dumnezeu spune că suferința este benefică. Și în versetul 11 din Corinteni, capitolul 12, spunea Apostolul Pavel motivul pentru care el vedea suferința ca fiind benefică. În versetul 9, mă scuzați. Spunea, el se rugase lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ia acel țepuș pe care el îl avea și spunea Dumnezeu, îi spunea în următor, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Și spunea el, deci,
mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Stau și vă întreb, dacă în versetul 7 spunea Apostolul Pavel motivul țepușului, din același capitol 12. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmp. Vedem că suferința în viața lui Pavel avea, așa cum spuneam, un scop bine definit. Dumnezeu este acela care pe Pavel îl ținea cu un țepuș să nu cumva să se îngânfe. Să nu cumva să se umple de mândrie. Știm cu toții, cred că, rezultatul mândriei în viața omului, așa-i? Mândria în viața omului merge înaintea pieirii. Și Dumnezeu, pe Apostolul Pavel, spunea el, ca să nu mă umflu de mândrie, Dumnezeu mi-a pus un țepuș în carne. Un sol al satanei care să mă pălmuiască. Și spunea, Dumnezeu îi spunea, Domnul Iisus, harul meu ți este de ajuns. Căci în slăbiciune, puterea mea este făcută de săvârșire. Așa e că sunt momente în viața noastră când privim la noi și parcă noi îi spunem, sunt tare. Ca și acel vameș, ca și acel fariseu care privea la vameș și se ruga lui Dumnezeu înaintea templului și spunea, Doamne, îți mulțumesc, eu nu-s ca vameșul ăsta. Pur și simplu, sunt momente în viața noastră când ne vedem, poate din punct de vedere spiritual, pe culi spirituale. Și Dumnezeu te lasă pentru o clipă ca să vezi tu însuți cât ești de tare. Și când vrăjmașul vine și aduce o încercare în viața ta, ajungem să strigăm la Dumnezeu și spunem, Doamne, scapă-ne! Așa cum spunea Apostolul Pavel, este mult mai de folos să dorim să vedem puterea lui Dumnezeu. Și totuși puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșit, așa cum spunea, în slăbiciune. Un alt motiv care cuvântul lui Dumnezeu spune că este benefică suferința în viața omului, îl găsim în epistola lui Iacov, în capitolul 1, cu versetul 2, începând. Spunea în felul următor. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Stăm și ne întrebăm, parcă sunt atât de atipice versetele astea față de percepțiile noastre, parcă noi n-am vrea să vină suferința. Și când vine suferința, chiar în viața noastră, numai bucuroși nu putem fi. Cum să fii bucuros când treci printr-o încercare? Și cel mai nefericit lucru, eu obișnuiesc să stau cu mulți oameni de vorbă, deoarece îmi place să-L mărturisesc pe Dumnezeu și mai multe plânge de starea de sănătate, eu personal am auzit de la pocăiți decât de la cei din lume. Cei din lume nu i-am auzit neapărat să se plângă de starea de sănătate. Dar pe pocăiți i-am auzit de plângeri, nu numai de starea de sănătate, și de nevoi, și de probleme. Și cum spunea fratele Dani, de multe ori creștinul n-ar trebui să se plângă, ci să plângă înainte lui Dumnezeu, că El este acela care poate să aducă izbândă. El este acela care poate să dea izbăvire. Și un ultim lucru pe care eu aș vrea să privim la el și să fim cu luarea minte. Primul lucru pe care aș vrea să nu-l uităm este faptul că Dumnezeu este în controlul suferinței. Dumnezeu controlează. Deci nu îngăduie Dumnezeu mai mult decât noi am putea duce suferință în viața noastră. Un al doilea lucru pe care aș vrea să medităm în scurte cuvinte. Sunt două lucruri pe care unul îl găsim în Filipeni, în capitolul 1, cu versetul 14. Și spune în felul următor. Cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Acum, poate în viața noastră nu ne dorim suferința. Cum spuneam, Dumnezeu poate să aducă suferința ca să ne disciplineze sau ca să
ne desăvârșească, să ne curățească. Totuși Dumnezeu este acela care ne mai dă o oportunitate ca prin suferințele, văzând noi suferințele altora, să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și să ne pocăim. Uitați-vă, mai citesc încă o dată versetul acesta, 14. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească cuvântul fără teamă, să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că suferința pe care oamenii sau frații sau surorile o privesc de multe ori în viața unuia sau altuia, poate să aducă în inima noastră o îmbărbătare. Și de ce spun lucrul acesta? Dacă privim la Apostolul Pavel, Apostolul Pavel era foarte încredințat că toate lucrurile sunt de la Dumnezeu și nu avea această stare de teamă, această stare de îngrijorare. Și frații privind la Apostolul Pavel erau îmbărbătați și ei să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem tari, Dumnezeu este acela care ne poate întări pe noi să mângâiem pe alții, așa cum spunea Apostolul Pavel, chiar prin aceste grele încercări, pentru că de multe ori suferința nu e ușoară în viața omului. Oricât ar fi ea de mică sau de mare, suferința nu e ușoară în viața omului. Și totuși Dumnezeu ne poate întări pe noi să putem îmbărbăta la rândul nostru pe alții. Deci suferința celorlalți poate să ne încurajeze pe noi să pășim mai departe pe cale. Un alt verset din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 13, este la capătul opus al acestei situații. Și spunea în felul următor. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Vedem o situație total opusă. Oamenii priveau la Apostolul Pavel, la suferințele lui și se îngrozeau. Își pierdeau cumpătul, nu mai aveau judecată. Și priveau că este cu neputință. De ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Noi ca și creștini, noi trebuie să privim suferința ca fiind ceva care într-adevăr vine de la Dumnezeu. Și vine cu un scop bine definit în viața noastră. Este pentru noi important să înțelegem care este scopul suferinței în viața noastră. Dacă este pentru disciplinare, este ferice de noi, pentru că, nu uitați, Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, căci atunci când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ce ați prefera? Să fiți pedepsiți aici sau să fiți osândiți odată cu lumea? Nu cred că niciunul din locul acesta n-ar vrea să fie osândit odată cu lumea. Cred că am preferat mai degrabă să suferim aici, puțin. Apostolul Pavel spunea că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apuse alături de slava viitoare. Sunt suferințe poate nesemnificative. Și vă spun lucrul acesta ca unul care am trecut prin multe suferințe. Cum bine știți. Și nu doar cu cancerul. Am avut probleme cu pneumoniile din copilărie. A fost situație în care săptămâna asta am avut pneumonie, am făcut injecții și făceam câte 2 sau 3 injecții pe zi. A trecut o săptămână de zile, bucuros, am ieșit la joacă. După acea săptămână de zile, din nou a revenit pneumonia. Și ani la rândul, nu trecea iarnă care să nu fac pneumonie sau bronșită sau temir ce. Și vă spun iar unul, ca unul care am căzut în cap de pe cisternă. Care câte și mai câte s-au întâmplat în viața mea. Și privesc la ele și pot să mărturisesc că Dumnezeu a fost mare în dreptul meu. Alții cad de la nivelul pământului. Dau cu capul de pământ și mor. Și eu am căzut în cap de pe cisternă. Tatăl meu lucrând în perioada aceea la Belcar și suindu-ne pe cisternă, fratele meu Elisei, amândoi fiind mici, au vrut să treacă pe lângă, fiind o platformă de 30-40 de centimetri, le-a vrut să treacă pe lângă. Și eu, în loc să mă aplec pe partea cu cisternă, m-am aplicat pe partea cealaltă. Și el a fost suficient un pic să fac atât. Și m-am dus direct în cap. Sau ca unul care am căzut din cireș, de la 4 metri. Și chiar, cred că în urmă cu 2 săptămâni, îmi reamintea vecina. Atâta era sapă de capul tău. Dumnezeu
m-a trecut prin suferințe, dar totuși nu regret niciuna din ele. Și când ne spun oamenilor, este chiar, deci eu am văzut ca o binecuvântare cancerul acesta în viața mea, deoarece îmi face introducerea în viața oamenilor. Și când le spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, ei rămân cu urechile deschise. Să asculte ceea ce Dumnezeu a făcut, cum Dumnezeu m-a scăpat de o boală nemiloasă. Mulți consideră COVID-ul acesta o boală nemiloasă. Dar de COVID-ul acesta mai scapă. De cancer, prea puțin mai scapă. Și Dumnezeu este acela care se poate îndura și de data aceasta. Eu sunt convins de lucrul acesta și totuși, ca Domnul Iisus odinioară, eu vreau să spun, Doamne, voia Ta să se facă. Nu știu care este planul Tău, dar vreau să trăiesc în voia Ta. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și așa cum am spus, un lucru pe care ar vrea să nu-l uităm este faptul că Dumnezeu este acela care controlează toate lucrurile și El este și în controlul suferinței în viața noastră. Amin. Și dacă vedem suferință în jurul nostru, haideți să nu ne pierdem cumpătul. Haideți, așa cum spuneau cum spunea Apostolul Pavel despre acei oameni din Filipi, îmbărbătați de lanțurile mele, ei propovăduiau și mai cu râvnă cuvântul, și mai împuterniciți, și mai încredințați. Haideți ca văzând suferințele, poate în viața, poate nu sunt neapărat în trupul nostru sau în viața noastră așa de mari, dar totuși dacă privim la suferințele celor din jurul nostru care poate sunt mari, mai mici sau mai mari, poate mai mari ca ale noastre, haideți să rămânem încredințați și să ne întoarcem la Dumnezeu și să-L mărturisim pe El ca Domn și Dumnezeu. Și în această rugăciune aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, știm că suferințele sunt un motiv bine definit din partea Ta. Nu vreau să privesc suferința în viața mea așa cum priveau cei din Efes. Și-au pierdut cumpătul. Și nu mai aveau judecat. Nu știau de ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dumnezeu este acela care, așa cum am spus, are un scop bine definit. Și aș vrea să venim înainte lui Dumnezeu și spunem, Doamne, dacă Tu vrei să îngădui vreodată suferință în viața mea, ceea ce, cu siguranță, niciunul nu ne dorim. Dar dacă Tu, Doamne, vrei să îngădui suferință în viața mea, ajută-mă să o privesc cu bucurie. Amin. Că știu că Tu ai un scop bine definit. Și fă-mă să înțeleg acel scop pe care Tu vrei să eu să-l pricep și să-l îndrept în viața mea. Iar în a doua parte, să mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care Dumnezeu ne-a rânduit. Amin. Amin.